E foarte important să-ți respecti colegii. În primul rând, haide să o luăm invers. Primul rând, trebuie să te respecti pe tine. A te respecta pe tine este, sau nu știu, mulți cum înțeleg ce înseamnă a te respecta pe tine și să. Totul, tu fiind un exemplu și fiind până la urmă într-o vitrină, da? Pentru că Da. ești până la urmă într-o vitrină în care, la care lumea se uită și ești expus în majoritatea timpului, indiferent că te afli pe teren sau în afara lui, conduita ta trebuie să fie una exemplară și tot ceea ce faci tu, în general, în teren și în afara terenului, să încerci să fie perfectă, să nu faci greșeli pe care apoi să le regreți. Mai departe, chiar un antrenor în Spania îmi spunea, zice, ce e cel mai greu să dobândească un fotbalist? Și, în sfârșit, fiecare ne expuneam părerile și a spus respectul colegilor. Respectul colegului este foarte greu într-un vestiar de dobândit, pentru că, sau ce înseamnă respectul? Adică să aibă atâta încredere în tine încât, în momentul, vă dau un exemplu, în momentul când se află în teren, să aibă încredere să-ți o dea ție că tu rezolvi, că tu o să faci mai bine decât face el. Da. Adici, pentru asta este un semn de respect, un semn de, să zic așa, de jospălăria, în care el are încredere că tu ești omul care poate face lucrurile să se întâmple foarte bine. Și atunci eu cred că e extrem de important respectul, e foarte important. S-au pierdut de mult astea, respectul față de jucătorii mai în vârstă. Tu ai Și prins, tu ești între perioada, ai prins perioada eu veche. chiar am prins, da, eu Ai chiar am prins prins, sudor în fund? am prins, chiar Așa. vorbeam zilele trecute, povesteam despre perioada mea când am ajuns la Rapid, cum Așa. făceam duși ultimii, băieții ăștia care erau mai tineri, Cum ai că ultimii? adică ultimii, adică așteptam ca cei Grei grei vestiarului, vestiarului așa. să facă duși, și noi așteptam transpirați Incredibil. până Tu cu făceau. cine? Cu Pancu? Cu cine Nu, mai? nu, 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 Pancu era deja, Era deja cu grei? era nu neapărat grei, dar era din jucătorii care erau deja titulari, erau Da. deja un jucător Tu cu cine consacrat. erai? Eram eu, Maftei, Tibi Ghioane, Tamaș, Numai nume grele, după aia, consacrate. nu mai știu, Tibi Bălan, Așa. mai erau jucători care, nu mai țin Și minte, după cine cam stați? ăștia. După Dulca, Păi Stanciu, erau Șumudică? niște băieți, Sabău, Lupu, Incredibil. Rednic. Ienci, Rednic, Bolohan, Fanenanu, Și chestia asta era impusă de ei? Băi, ia stați voi acolo că sunteți copii? Sau Narcis voi Răducan. singuri vă rușinați? Nu, dar, cum să zic eu, nu ne-a spus nimeni, dar parcă era așa, Simțeați? simțeam că așa e. Tot timpul ieșeam, trebuia să ieșim primii la asta, căram toate, nu știu, sacii de mingi, copetele, ce conurile alea, ce mai aveam, asta era clar. Sau când plecam în cantonament, nici nu, cum să zic eu, magazionerul și masorii, care de obicei cam Da. așa erau, ei erau cei care cărau toate astea, erau deja din priviri, nici nu trebuia să ne spună, deja le luam singuri și le băgam în autocar, le scoteam din autocar.